Și să scoatem odată și pentru totdeauna, că curtea s-a transformat într-așa organ. Asta nu înseamnă că atunci când curtea constituțională ia decizia asupra unui conflict dintr-un act normativ elaborat de Parlament, de organul reprezentativ, suprem și legislativ, articolul 60, și Constituție, e judecătorul. Asta nu înseamnă că judecătorul, Curtea Constituțională, este deasupra puterii legislative. Nu. Deasupra puterii legislative și asupra puterii judecătorești, în cazul acea Curții Constituționale, este poporul prin Constituție și acolo unde un act al Parlamentului care reprezintă în sine nu altceva decât dorința deputaților, fie ei 51 la număr, vine în contradicție cu voința poporului garantată de Constituție, judecătorul dă prioritate și obligații de Constituției. Și de ce judecătorul? Pentru că nu poți în propria cauză să fii judecător. Pentru că nu poți fi nici imparțial, nici independent. Haideți să urmărim ce a declarat astăzi, domnule. Nu, da, iarăși, da, să nu întrerupim. Finalizăm gândul, domnule. Da, asta, da, dovedim, bazaconile lor le dovedim. Dar trebuie să avem și un dialog, domnule. Avem dialog. Dacă, da, nu s-a finalizat ideea și atunci rămâne că Curtea Constituțională cumva face abuz. Nu. În propria cauză nu poți fi judecător. Pentru că nu ești nici independent, nici imparțial. Proverbul nostru românesc. Mijele și de dumneata, dar de mine ni se rupe inima. De aceea este nevoie de un al treilea care trebuie să fie independent și imparțial. Articolul 137. Și închei cu asta. Că dacă n-ar fi imobilitatea asupra judecătorului, că el pe durata mandatului nu poate fi eliberat din funcții, doar în caz dacă a încălcat legea, și nu de autoritatea care l-a numit, dar însuși de curte, așa cum e prevăzut, atunci s-ar primi că mandatul lui este imperativ și el trebuie să facă ceea ce vrea. Iată ce urmăresc socialiștii. Se transforme din... Care, ce și-au dorit prin acțiunea dată să obțină? Se obține că noi te-am numit judecător, noi și te eliberăm, pentru că tot trebuie să faci ce-ți spunem noi. Iată de ce am insistat ca să-i explic acest lucru. Haideți să vedem ce a declarat astăzi doamna.